Polițiștii de frontieră din cadrul gărzii de coastă, împreună cu lucrătorii VAMAL de la biroul VAMAL Constanța Sud, au descoperit în 3 microbuze și semiremorcile acestora articole vestimentare în valoare de aproximativ 720.000 de lei, susceptibile a fi contrafăcute. În data de 26 noiembrie, în punctul de trecere a frontierei Ostrov, s-au prezentat pentru a intra în țară 3 microbuze și 3 semiremorci înmatriculate în Ucraina, la volanul cărora se aflau 2 cetățeni ucraineni în vârstă de 40 de ani, respectiv 32 de ani și un cetățean român în vârstă de 27 de ani. Existând suspiciuni cu privire la mărfurile transportate, polițiștii de frontieră i-au condus în portul Constanța Sud-Agigea, în vederea efectuării unui control fizic asupra vehiculelor și remorcilor acestora. Astfel, în perioada 26-28-11-2018, polițiștii de frontieră din cadrul gărzii de coastă, împreună cu lucrătorii VAMAL, au efectuat controlul amănunțit fiind descoperite 4154 articole vestimentare susceptibile a aduce atingere dreptului de proprietate intelectuală al unor mărci cunoscute, a căror valoare, dacă ar fi fost comercializate ca produse de marcă, se ridică la suma totală de aproximativ 72.300 de lei au fost ridicate în vederea continuării cercetărilor de către lucrătorii VAMAL. Iar polițiștii de frontieră efectuează cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunii de punere în circulație a unui produs purtând o marcă identică sau similară cu o marcă înregistrată pentru produse identice sau similare și care prejudiciază pe titularul mărcii înregistrate. În toate cele trei cazuri, la finalizare fiind dispuse măsurile legale care se impun.